Pentru a evita un drum obositor de 10 ore până la Vastui, pandurii vor ajunge acolo după un popas de 3 zile la Slănic, Moldova. Chiar și așa, meciul de la Vastui va fi unul infernal pentru elevii lui Grigoraș. Moldovenii sunt greu de ucis pe teren propriu. E cea mai grea deplasare a sezonului la Vastui? Asta rămâne de văzut. Teoretic, într-adevăr, este o deplasare foarte grea. Rămâne de văzut cât de grea va fi. Va depinde de noi. Mergeți acolo încrezători? Normal, mergem să câștigăm. Asta este obiectivul nostru în fiecare meci. Noi suntem încrezători că putem reuși un rezultat bun. Cea mai grea, că cea mai departe. Nu, pot să spun că da, una dintre cea mai grea. Nu există meciuri ușor, Liga 1, dar Vaslui principal are o echipă foarte bună și o să fie un meci foarte greu. Grigora s-a duelat de două ori cu vasluienii de când a sosit la pandurii, de fiecare dată a pierdut însă. 1-3 în Moldova și 0-1 la Severin în primăvară. Acum a sosit momentul revanșei. Nu a fost niciodată teamă de nicio echipă. Nu ne e teamă de ceea ce putem realiza noi. Atât timp cât ne prezentăm la un nivel apropiat de valoarea pe care am demonstrat-o în foarte multe meciuri din acest tur de campionat, nu ne e frică de nicio echipă. Vaslui are o echipă bună și acasă cred că n-am mai bătut la Vaslui de vreo 2-3 ani. Dar acum mergem și jucăm, ce să facem. Un lot foarte numeroși și valoric în același timp, dar pe noi mai puțin ne interesează despre valorile lor și despre jocul lor. Pe noi ne interesează să ne facem noi jocul și să jucăm fotbal. Portughezul Mingote speră să închidă poarta în fața super jucătorilor de la Vaslui, sunt Martean sau Wesley. Portarul pandurilor avea un record de 400 de minute fără gol primit, record stricat însă de reușita norocoasă a lui Iorga din meciul cu Oțelul. Pare foarte, foarte mult, îmi pare rău, dar asta îmi pare mai mult rău că am pierdut meciul, asta e mai important, obiectiv colectiv. Pandurii vor pleca sâmbătă de la Slănic, Moldova, la Vaslui. Meciul cu moldovenii se joacă duminică de la ora 16.